Frați și surori, mă bucur să fiu din nou în seara aceasta cu voi, cu toți. Îmi doresc ca în seara aceasta cu toții să fim cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne vorbească, să ne sfătuiască. O să vă spun multe lucruri. Mă gândeam, ce spunea fratele Petrică, încercam să-mi pun pe drum toate gândurile. Să vă spun și ce s-a întâmplat acasă. Fetița mea, Miriam, se juca cu verișoara ei, nepoata ei. Și știți cum sunt copiii. Din greșeală, i-a dat o carte în dinți, pur și simplu. O carte groasă, la fetița mea. Și pur și simplu doi dinți din față ea. Unul îi pică și celălalt va pica în următoarele zile. Și s-a umflat și sânge și... Slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic mai grav. Știm în același timp că cel rău nu doarme. Și când vrei să faci ceva, se întâmplă multe. Și cu aceasta mă gândeam pe drum, când am ajuns în Macedonia, aveam 3 luni de zile, acum când mi-a venit lucrul ăsta, o să vă-l spun, am ajuns în Macedonia, aveam 3 luni de zile acolo, ne mutasem de 3 zile într-o nouă casă și într-un apartament la etajul 2, și nici nu știam numărul casei, strada, nu știam nimic. Încă nu știam să vorbim limba, nu știam numărul de la pompier, nu știam nimic. Și ne-a luat foc apartamentul unde locuiam. Era iarna. Noi am pus un calorifer, eram doar eu cu Bianca pe vremea aia, am pus un calorifer în camera unde să dormim și noi eram în bucătărie și am lăsat să se încălzească. Și noi am stat acolo și după un timp simțeam eu că miroase ceva. Și am deschis repede ușa, fug acolo și când deschid ușa la cameră a explodat. Ardea bine camera unde trebuia să dormim noi. Oamenii de jos deja văzuse că arde casa, că arde blocul, iar de fapt era un bloc, eram la ultimul etaj, la etajul 2. Au sunat la poliție, la pompieri. Au venit pompieri, au venit poliția, au venit toată lumea. Au stins lucrurile, dar cum vă spuneam era iarna. Au băgat de apă peste tot. S-a dus, a înghețat în noaptea aia, a doua zi s-a dezghețat că a venit căldura, toată apa aia s-a dus la vecina de jos, scara blocului. A fost o nebunie pentru noi în primele luni de misiune să se întâmple un lucru ăla. Țin minte noaptea aia, eram jos cu Bianca și ne uitam cum ne arde casa. Nu era noastră. Era unui albanez. Și în momentele alea Dumnezeu mi-a adus aminte de Iov. Mi-a adus aminte de Iov, prin ce a trecut Iov. Și m-am mângâiat lucrul acela. M-am mângâiat și am putut să mergem înainte. A trebuit să reparăm apartamentul nostru, apartamentul vecinei, scara blocului, fațada blocului și toate lucrurile acelea. Și mulțumim lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu finanțele de care am avut nevoie ca să facem lucrul acesta. La început noi n-am văzut binele din lucrul acesta, cât de multe ori noi când vedem necazul, îmi vine să întrebăm, Doamne, dar de ce? Și așa mai departe. Dar Dumnezeu a deschis o ușă incredibilă prin necazul acela. Timp de 7 ani cât am stat în Macedonia, sau cât ani am stat, din momentul acela, albanezul acela a deschis ușa pentru noi. El a crezut că noi, că despre români se spune că îi fug, când fac o problemă în străinătate, mulți români, prin Italia, sunt vreun milion, și prin Spania, mulți oameni când făceau, fugeau, furau. Ce nu s-au auzit despre români? Și ei credeau că noi suntem la fel. Dar noi n-am făcut lucrul acesta. Noi am rămas acolo, am reparat toate lucrurile și albanezul ăsta, când au văzut cine suntem, că suntem credincioși, ne-am împrietenit și ne-a invitat la baclava și ne-a invitat la ceai și ne-a invitat la masă și încolo, încoace. Și mama lui locuia sub noi. Și apoi Bianca, pe vremea aia, cânta la un pic, nu știa multe, dar știa să cânte un pic la chitară. Și din momentul ăla am putut să mergem la ei și să-i vizităm și să cântăm cântări și să vorbim despre Domnul. Și-a prins o încredere în noi. Dintr-un necaz, Dumnezeu l-a transformat în mare binecuvântare. Și am văzut lucrul acesta, frați și surori, de-a cursul nostru a misiunii de nenumărate ori. Și o să vă spun multe experiențe de genul acesta.
Aș vrea să încep așa cu o întrebare. Cum a făcut Domnul Iisus ucenici? Pentru, cum spunea fratele Petrică, noi trebuie să facem ucenici doar în Niger, Macedonia și așa mai departe. Acolo unde suntem trebuie să facem ucenici. Acolo unde, la școală, țin minte că eram în liceu și antrenat liceu mult mai târziu. Am făcut câțiva ani în Italia și chiar dacă eram în Macedonia, făceam la distanță liceu aici în România. Dar mai veneam în România să-mi dau examene și așa mai departe. Și țin minte că aveam pe cineva la școală și nu-l cunoștea pe Domnul. Dar au aflat că eu sunt pocăit. Când am întrebat-o pe fata aceea din clasă la mine, de unde ți-ai dat seama că ești pocăit? Păi spune, să vede pe fața ta, zice. Să vede pe tine că ești pocăit. Și mi-a spus anumite lucruri. Și acolo în fața școlii, într-o zi, mi-au spus necazurile ei și prin ce trecea. Și m-a rugat pentru ea acolo în fața școlii. Acolo, fără nicio rușine, a spus, Doamne, nu mai vreau să-mi fie rușine. Doamne, dă-mi putere și har. Și m-am rugat acolo și am zis, Doamne, Tu vezi, are nevoie de un loc de muncă și așa mai departe. Dă-i, te rog, un loc de muncă. Și Domnul i-a dat un loc de muncă și astăzi este pocăită și este în casa lui Dumnezeu. Ce vreau să spun, frate și surori, este să lăsăm un pic rușinea asta, da? Să o lăsăm, că știu că nu e ușor, că de multe ori ne este greu, ce vor zice colegii, ce vor spune unul și altul. Dar vreau să vă spun că Domnul Iisus nu i-a fost rușine. Nu i-a fost rușine. A desprețuit rușine. Mi-am notat eu aici câteva lucruri. Domnul Iisus a iubit pe ucenici și s-a rugat pentru ei. În Ioan 17 spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Că s-a rugat pentru ei. Și Domnul Iisus i-a iubit pe ucenici până unde? Până la capăt, spune Scriptura. I-a iubit. Dacă noi vrem, frați și surori, dragi tineri, să facem ucenici, haideți să iubim. Primul lucru care îl facem, ne rugăm pentru oameni. Da? Ne rugăm primul lucru. Doamne, dă-mi dragoste. Dacă nu m-am rugat de lucrul acesta în misiuni de nenumărate ori. Țin minte, eram în Macedonia și aveam un albanez care an la rând, frați și surori, an la rând i-am vorbit despre Domnul. Îl vizitam în fiecare săptămână. Și de multe ori îl culegeam de pe stradă. Era biat, era nu știu cum. Și îmi spunea soția lui, mă suna și îmi spunea, Betuiel, du-te și lea pe Alban, că așa îl chema, pe strada X. Și mă duceam și îl căutam pe acolo și era întins pe o bancă. Și îl luam cu mașina mea și îl puneam în mașină pe bancheta din spate. Îl duceam acasă și an la rând făceam lucrul acesta. Într-o zi mergeam cu el și cu mama lui, duceam, cred că la spital, dacă bine țin minte. Și mama lui în mașină ne întreabă pe mine și pe Bianca, de ce faceți lucrul acesta? A fost un moment exact, precis, când Dumnezeu trebuie. Ne-a dat oportunitatea să ne deschidem gura și să-i spunem, pentru că dragostea lui Iisus care este în noi, ne împinge să facem lucrul acesta. Niciodată nu i-am cerut un cent, niciodată nu mi-am cerut bani de motorină, de benzină, noaptea, țin minte la 12 luam de pe bănci. Dar dragostea aia care a pus-o Domnul Iisus în mine, mă împingea să mă duc, să cheltui, să fac pentru Domnul. Vreau să vă spun că astăzi, nici astăzi, omul la noi pocăit. Dar nu-mi pare rău. Pentru că eu am rămas credincios Domnului. Pentru că, frați și surori, când va veni Domnul după mine și după dumitale de care ești în seara asta aici, vreau să vă spun, El nu mă va întreba câți oameni am întors la Domnul, cât am dăruit, cât am făcut. Domnul mă va întreba, Betuiel, ai fost credincios în ceea ce te-am chemat? Pentru că acolo în Scriptură spune Domnul Iisus, știți, le spune la slujitori, vino, rob, bun și cum? Și credincios. Și dacă a fost credincios, ce îi spune? Intră! Intră în bucuria stăpânului! Noi despre asta vorbim, frați și surori. Despre asta, dragi tineri. Haideți să fim găsiți credincioși. Dacă ți-o încredințați Domnul să faci la școală, oriunde ești, roagă-te, iubește. Domnul Iisus le-a ascultat nevoile. I-a provocat necredința lor. Și aici aș vrea să mă duc cu gândul la când Domnul Iisus era cu ucenicii pe munte,
Și la un moment dat au petrecut timp, s-au rugat și le spune: luați barca și treceți partea cealaltă și eu vin după voi. Ei se duc, sunt în mijlocul mării și la un moment dat vin valurile și ei sunt aproape să se ducă și Domnul Iisus vine și umblă pe mare. Umblă, pur și simplu calcă. Și Petru și ucenicii îl văd și îmi place să-mi imaginez ce se întâmplă acolo. Și Petru spune: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi. Și Domnul Iisus ce face în momentul ăla? Îl provoacă în necredința lui. Vino, Petre! Vino! Și atunci Petru, imaginați-vă un pic scenariul care se întâmpla acolo. Petru, fratele lui Iacov, Ioan, toți aceștia erau pescari. Toată viața lor, frați și surori, oamenii aceștia știau ce-i apa. Și dintr-o dată, Petru umblă pe apa aia. Și începe să umble și începe să umble și pur și simplu, dintr-o dată, wow, nu? E un wow, e ceva incredibil ce se întâmplă acolo. Și dintr-o dată Petru ce face? Începe să se, da? Credința lui. Dar ce-mi place? Că Domnul Iisus e acolo. Și întinde mâna și îl ia. Vreau să merg cu gândul chiar mai departe. Să presupunem că barca era undeva la 5-10 metri de ei, da? Petru cu Domnul Iisus era aici. Întinde mâna, Domnul Iisus se ridică și dintr-o dată amândoi stau din nou pe apă. Și din nou umblă până la barcă împreună pe apă. Cât noi, frați și surori, ne îndoim, Domnul Iisus e gata de acolo să ne apuce de mână și să meargă din nou de mână cu noi. Noi când facem ucenici, trebuie să-i provocăm în necredința lor. Sunt momente când, mi-aduc aminte, eram la școala de misiuni la Constanța, când am ajuns acolo, școala n-arata cum arată astăzi. Eram eu cu Bianca într-o cameră, băile erau diferite. Erau baie de fete, baie de băieți. Și la etaj era în plan să se facă 5 camere cu tot cu baie. Și atunci, mi-aduc aminte, eram singura familie în școală. Și atunci m-am dus la directoarea de atunci, Ina Hrișcă, care și astăzi este, m-am dus la ea și am spus: Ina, haide să ținem o zi de poș de rugăciune și să rugăm pe Domnul să ne ajute să facem alea camerele de sus, ca să mă pot bucura și eu cu soția de o cameră cu baie. Și ea a spus: credeți, haide să ne rugăm și să postim. Am pus zi, cred că era joi, am postit, ne-am rugat. Un frate din Statele Unite trimite un e-mail la școală și îmi spune așa: orice sumă care o adunați voi, eu o dublez. Și apoi atunci au fost frați din multe locuri care au donat și acest frate, când au văzut că s-au donat jumătate, el a dat jumătate. Eu eram administratorul școlii, am ajutat, s-au făcut acele camere și am avut și eu o cameră în anul 2 împreună cu Bianca, cu Baia. Ce vreau să vă spun? A fost un moment când trebuia să cred. A fost un moment când trebuia să mă ridic și să spun: haideți să credem. Sunt momente când facem ucenici, când trebuie să le spunem la oameni, în necredința lor, în necazul lor, în durerea lor: haideți să credem că Domnul poate să facă. Și Domnul face. Și Domnul face. Vă spuneam ieri că la vârsta de 15 ani, încă n-aveam 15 ani și am plecat în Italia. Am plecat pentru că acasă erau niște probleme între părinții mei și așa mai departe. Asta este o parte tristă a familiei mele. A nu mai contează. Slavă Domnului că Dumnezeu a reparat lucrurile, că Dumnezeu restaurează și așa mai departe. În perioada aia a trebuit să plec în Italia, am plecat în Italia. Acolo l-am cunoscut pe Domn, v-am spus cum l-am cunoscut pe Domn printr-un vis. La vârsta de 17-18 ani am început să vorbesc cu Bianca. Ea ne-a vizitat. Ea cânta în biserică de unde venea ea, avea un grup
și se chema grupul Salem. Probabil au fost și aici cu Romi Pap, poate îl cunoașteți, un frate care este în Căricior. Ia cânta în grupul ăla și a venit și la noi la biserică. Ne-am împrietenit, ea a venit în România și eu am rămas în Italia. Mi-am terminat școala, am început să lucrez, eram în biserică acolo. Am discutat 3 ani și 2 luni. Nu încurajez, să nu mă înțelegi greșit, nu încurajez discuțiile astea lungi, de ani de zile, dar pentru că eu eram în Italia, ea era în România, pe vremea aia doar telefonul, discutam foarte mult, ore în șir, și vorbeam și de una și de alta. Dar în aceeași perioadă Dumnezeu ne-a vorbit despre misiune. Și mi-a cu Italia și ei în România. Și am spus, Doamne, dacă Tu vrei să faci ceva cu viața noastră, înflăcărează asta în noi. Înflăcărează lucrul acesta în noi. Și parcă cu cât trecea timpul, frați și surori, cu atât Dumnezeu, parcă mai mult. Eu eram într-o biserică de români. Toți românii care erau în Italia erau pentru bani, pentru un viitor mai bun. Foarte mulți tineri, pentru bani, să-și facă, să-și dragă. Dar în inima mea n-a fost, Dumnezeu a pus focul acesta în inima mea și atunci împreună cu Bianca ne-am pus așa, în fiecare săptămână avem zi de post, posteam de multe ori chiar și 2-3 zile, țin minte, luni, miercuri și vineri. Așa a fost pentru noi, voi să nu faceți așa, să faceți cum vă îndeamnă Domnul, o zi, două, cinci, atâtea zile că Dumnezeu vă, țin minte că posteam, ne rugam și am spus, Doamne, fă ceva cu viața noastră. După 3 ani și 2 luni am venit în România, ne-am căsătorit, familiile noastre știau că noi plecăm în misiune. Biserica știa, dar noi nu știam ce e aia misiune. Eram în luna de miere, la Băile Felix, eram în hotel și mintea noastră era așa, Doamne, Tu ai spus să mergem în misiune, Tu ai spus că ne chemi în misiune, Doamne, ce e aia, cum ajungem? Ne-am pus pe genunchi amândoi, și ne-a rugat sincer. Și am zis așa, Doamne, Te rog, vorbește-ne, deschide o ușă, că toată lumea se uită către noi. Am făcut rugăciunea asta simplă și am ieșit afară să ne plimbăm. După 5 minute îmi sună telefonul și un prieten de-a meu, care el n-avea habar de rugăciune, care am făcut-o noi cu 5 minute înainte, îmi spune așa, cuvintele acestea, Betuel este o școală de misiune la Constanța. Mulțumesc, am închis telefonul, am sunat la școală, în aceeași săptămână era admiterea la școală. Am pus, nu aveam noi multe lucruri, eu un bagaj, Bianca un bagaj, în mașină și am plecat la Constanța. Am făcut interviu și am rămas la școală. Și a început momentul pentru noi să trăim prin credință. Până atunci eram învățat, frați și surori, eram în Italia, lucram bine, aveam un salar, aveam o mașină, aveam un apartament, casă, acolo, toate lucrurile. Dar dintr-o dată a ajuns la școala de misiune și Dumnezeu ne vorbea, voi să nu vă îngrijorați, să nu vă stresați prea mult de cele materiale, că eu vă voi purta de grijă. O să vă spun câteva experiențe care noi, frați și surori, le-am pipăit, le-am văzut cu ochii noștri. O trebuie să ne plătim școala. O trebuie cele necesare în fiecare zi. Asigurare la mașină. Mâncarea în fiecare zi. Ții minte? Eram între anul 1 și anul 2, la școală trebuie să mergi pe un câmp de misiune pentru 2 luni de zile. Și noi am ales Macedonia, ne-am dus în Macedonia și aveam banii doar pentru o lună. Și vă spuneam că trebuia să stai 2 luni. A trecut prima lună și m-am pus cu Bianca jos și am luat o foaie și am spus așa, Doamne, ne trebuie să plătim chiria. Și am scris acolo cât ne trebuia chirie. Nu mai țin eu minte cât era. Am pus apă, aia, cealaltă, transportul, să mergem înapoi în România. Și am pus foaia aia înaintea lui Dumnezeu. Și am spus, Doamne, nouă ne trebuie, dacă bine mai țin eu minte, erau vreo 340 de euro atunci. Și am pus-o în rugăciune pe genunchi și am spus, Doamne, ne trebuie 340 de euro, nu aveam nimic. A doua zi, mă sună un frate din Canada, din celălalt capăt al lumii. Și îmi spune, Betuel, Domnul mi-a pus pe inimă să vă dau niște bani. Noi români avem obiceiul să spunem, cât îți pune Domnul pe inimă? Fratele ăsta, atât de precis vorbea Dumnezeu și îmi spune,
Domnul mi-a spus să-mi spui de cât ai nevoie. 340 de euro. Ok, du-te la Western Union, ai 340 de euro. Ăsta, frașii și surori, este Dumnezeul meu. Cu Dumnezeul acesta eu umblu de ani de zile. La acest Dumnezeu vă invit și pe voi care sunteți aici să-L credeți. Că Dumnezeu face minuni. Dumnezeu face minuni. Într-o zi, un frate diacon din Italia știa că noi suntem la școala de misiune. Îmi spune, Betel, ți-am pus 300 de euro în bancă. Mă duc la bancă să iau banii aceia și găsesc 720 de euro. Eram tot la școală. Au trecut de atunci 11, 12 ani. Nici astăzi încă nu știu cine au pus restul de bani. Dar Domnul știa suma de care aveam noi nevoie ca noi să fim la școală. Dumnezeu știa fiecare lucru. La școală, în fiecare weekend, trebuia să-ți alegi să mergi undeva să ajuți biserica în zona acolo. Și noi am ales să mergem la Babadag, într-o comunitate mare de romi. Țin minte, într-o duminică, trebuia să vorbesc în biserică și în zona aia sunt moschei, e o comunitate mare de romi, dar musulmani. Noi avem România, poate știți, poate nu știți. Noi avem o comunitate de în jur de 70.000, 100.000 de musulmani în România. Undeva, dacă nu greșesc, vreo 70 de moschei. La noi în România sunt. Și e un război spiritual enorm în zona aia, în Babadag. Și trebuia să predic și mă durea capul cumplit. Dintr-o dată așa, m-a luat o durere de cap cumplit. M-am închis într-o cămăruță și m-am rugat Domnul și am spus, Doamne, mai sunt câteva minute și eu trebuie să predic, Doamne. Mă doare capul cumplit. Te rog, fă ceva. În momentele alea, frați și surori, am simțit cu mâna lui Dumnezeu din ceruri, îmi intră în capul meu. Și mi-a durerea. O intrat și a luat. Pur și simplu, să nu vă supărați pe mine, am început să sar de bucurie. Să sar pur și simplu ăla. În cămăruța aia, probabil la 2x2, singur de bucurie, săltam pur și simplu. Pentru că știam că Dumnezeu e în camera aia cu mine. Pentru că acum un minut nu mai puteam de durere și un minut mai târziu nu mai aveam nimic. Și am putut să merg și să slujesc fără nicio problemă. Dumnezeu, frați și surori, face minuni. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Când noi ne punem la dispoziția Lui, El face minuni, semne, ca El să fie slăvit. Ca împărăția Lui să se extindă. Nu-i vorba de noi. Noi suntem copiii Lui. Nu vreau să spun că noi nu suntem importanți. Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi. Dacă noi n-am fi importanți, nu știu, dar Domnul Iisus și-a dat viața pentru mine. Asta înseamnă că sunt important, sunt copilul Domnului. Dar dacă Domnul face minuni, face pentru gloria Lui, pentru slava Sa, pentru numele Său. Acestea au fost câteva lucruri care le-am făcut la școală, care Dumnezeu le-a făcut prin noi la școală. Am ales să mergem în Macedonia. Vreau să vă spun, frați și surori, am mai spus lucrul acesta, Dumnezeu face chemări exacte, sunt momente când îți spune ca Pavel în Fapte 16, dacă nu greșesc, într-o noapte Pavel spune, am avut un vis, trece Macedonia și ajută-mi. Clar! Dar de cele mai multe ori, aș putea spune undeva la 90%, nu se întâmplă așa. Puteți să întrebați pe mulți misionari. Nu se întâmplă așa. Sunt momente clare când Dumnezeu, dar când trebuie să-ți alegi o țară, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se coboară la nivelul fiecăruia, discută cu tine, vorbește cu tine, mai ales când știi că ai familie, copii. Și așa a fost pentru noi. Noi am văzut nevoia mare, așa cum spune Pavel, am căutat să predic Evanghelia acolo unde, da? Unde Hristos e puțin cunoscut. Noi am văzut-o în Macedonia și am spus, Doamne, mergem în Macedonia, între albanezii de acolo. Am ajuns acolo într-o echipă, eram noi români, trei români, erau câțiva frați din Albania, din Australia, din Norvegia, din Statele Unite, o echipă mare, sau destul de mare, nu e o echipă care e atât de mare, dar e o echipă bună, dar s-au îmbolnăvit câțiva dintre ei și
În timp de 6 luni de zile au plecat 3 familii și am rămas doar noi, ăștia tineri, și am început să facem lucrarea lui Dumnezeu de acolo. Ce am făcut noi? Aveam un centru, o locație închiriată. Și acolo, la centrul ăla, aveam cursuri de chitară, aveam cursuri de gătit, limba engleză, limba spaniolă și așa mai departe. Prin toate lucrurile acestea, noi invitam tinerii albanezi să vină acolo și să învețe să cânte, să gătească și așa mai departe. Dar scopul era ca noi să ne împrietenim cu ei și să le vorbim de Domnul, să mergem în casele lor, să le dăm Scriptura și așa mai departe. La început a fost greu, dar după a început să vină tineri. Aveam avut sute de tineri de albanezi, toți musulmani, numai noi care lucram eram creștini. Am ajuns în casele lor. Am avut și o pagină de Facebook, să nu vă supărați pe mine. Dacă știm să folosim și uneltele astea care Dumnezeu le-a îngăduit în lumea asta, le putem folosi foarte bine pentru împărăția lui Dumnezeu. Am făcut o pagină de Facebook și am scris acolo așa: dacă dorește cineva o Biblie, oriunde în Macedonia, Albania și Kosovo, noi vă o trimitem pe gratis. Și apoi a început lumea. Normal, m-au blestemat, m-au înjurat, m-au făcut în tot felul și așa mai departe. Dar noi nu-i băgam în seamă pe ăștia, că întotdeauna sunt și din ăștia. Noi căutam pe ăia care voiau cu adevărat o Biblie. Și atunci au început oamenii să ne scrie: eu vreau o Biblie. Și atunci țin minte un tânăr, îmi scrie că vrea o Biblie și mi-a spus școala, m-am dus acolo, am pus-o frumos într-o gentuță, am împachetat-o, pentru că iau un mare respect pentru cărțile sfinte, Biblie, Coranul și așa mai departe. Și mi-a făcut semn, du-te mai încolo, erau copii mulți acolo, erau mulți studenți. Am înțeles de ce, pentru că el nu vrea ca toți ceilalți să vadă. Și atunci m-am dus mai încolo, i-am dat-o, o luat-o, băgat-o repede în gentuță și fugă. Un alt tânăr vine la noi și ne spune: vreau o Biblie în limba engleză. Pentru mine mi s-a părut ciudat. De ce în limba engleză? Și l-am întrebat: de ce în limba engleză? Și el îmi spune: uite, eu știu limba engleză, dar acasă la mine mai am vreo 9 frați plus părinții, niciunul nu știe engleză. Doar eu știu. Și el spunea: eu pot să citesc Biblia și nimeni să nu se lege de mine. Ei cred că e doar o carte. Băiatul a fost deștept. A luat Biblia, a dus-o acasă și omul a început să citească. Și frați și surori, a ajuns la Noul Testament și Domnul Iisus a început să-i vorbească. Și a început să creadă. Și omul ăsta e botezat astăzi și în biserică. De unde a început totul, frați și surori? Dacă știm să folosim uneltele, putem să facem lucruri extraordinare pentru Domnul. Într-o zi ne scrie o fată și ne spune așa: vreau o Biblie și cărți. Și am luat-o pe Bianca și ne-am dus undeva și ne spunea pe câmp. Am mers undeva și ne-am întâlnit pe câmp. Nu era nimeni, numai noi și ea și cu Domnul. Și la început nu am înțeles noi, dar după aia am înțeles de ce. Pentru că pentru ea, ea știa că dacă mă vede cineva, dacă familia mă vede, îi va ieși amar. Și le-am dat. Noi nu mai știm ce s-a întâmplat cu ea. Dar noi ne-am bucurat că am putut să ajungă în casa ei, în familia ei, pentru ea, să ajungă Scriptura. Și într-o zi îmi scrie un bărbat că vrea o Biblie. Și le-au pe Nicușor Tănăsescu și el este misionar român, familia, și acum încă în Macedonia. Le-au cu mine și spun: Nicușor, hai cu mine. Și am mers în Skopje, în capitală, chiar acolo, în centrul orașului, ne întâlnim și erau 3 bărbați. Era perioada când ați auzit de ISIS. Ei recrutau oameni și îi trimiteau în Siria și așa mai departe, să lupte. Și aceștia erau 3 oameni care recrutau tineri din Macedonia, din Kosovo, ca să trimită. Unul din ei, Dumnezeu îl cerceta. Și omul ăsta a spus: vreau o Biblie. Dacă mi-ar fi spus înainte cine erau ei, atunci când mi-a spus pe Facebook cine suntem noi, nu m-aș fi dus să mă întâlnesc cu el. Când mi-a spus: vezi că suntem urmăriți de guvern
Și așa mai departe. Ne-am dus la un restaurant, am băut un ceai, am stat de vorbă. Ei au început să ne propovăduiască nouă și am spus omului acela, am zis, ascultă, uite, ia Biblia aceasta, care mi-a cerut-o. Și va veni momente grele în viața ta, ca și în viața mea. Și ia Biblia aceasta și citește-o. Și în momentele alea, când ai poate un problem cu copilul, cu viața, cu nu știu, roagă-te și vei vedea cum Domnul Iisus va interveni în viața ta. După întâlnirea aia ieșim afară și în afară din restaurant vine la mine și îmi spune, bă, știi ce îmi place la voi, mă? Așa el cu mine. Bă, îmi spune, îmi place pasiunea asta care o aveți voi pentru Iisus, mă. Cuvintele acestea. Așa le folosea. Cu mă, cu bă. Oamenii, fraților, vor să vadă din partea noastră pasiune pentru Domnul. Vor să vadă că pentru Domnul noi suntem dispuși să ne întâlnim cu cei mai răi oameni. Să vorbești despre Domnul Iisus ca și cum ar fi aici lângă tine. Ca și cum nu ți-e rușine. Nu ți-e rușine. Și mai ales că nu e aici lângă tine. E în inima ta, e în sufletul tău, e în mintea ta, e cu tine. De ce să ne fie rușine? Dacă omul ăsta vine la mine și spune, băi, îmi place de pasiunea, îmi place cum vorbești despre Iisus. Și pentru el, era doar un profet. Pentru mine, e Mântuitorul, e Domnul, e totul. Lucrarea aceasta a continuat, centrul acesta a continuat și ne-am dorit ca biserica locală din Macedonia să vină și ea lângă noi, să înțeleagă. Pentru că e foarte important, orice lucrare care o începi, la un moment dat, să crești, cineva să ia lucrarea și să o ducă mai departe. S-a întâmplat în istoria Scripturii că unii oameni n-au făcut lucrul acesta. Moise a crescut pe cineva, știm, da? Iosua. Vă întreb, ce a făcut Iosua? Pe cine a lăsat? Pe nimeni. Ce s-a întâmplat după Iosua? Știți ce spune Scriptura? Că fiecare făcea ce voia, ce vrea. Cam așa se întâmplă când noi nu creștem pe cineva după noi. Și noi am spus, Doamne, te rog, fă ca biserica din Macedonia să vină și să vadă că albanezii au nevoie de Domnul. Și să nu mai fim noi misionari și noi facem, că până atunci așa era, misionari. Ei fac din România, din America, ei fac lucrarea printre albanezi. Și ne-a zis, nu, Doamne, noi vrem ca împreună cu biserica să facem. Și atunci biserica a înțeles și au venit lângă noi. Și când i-au venit lângă noi, am spus, știți și eu, fraților, n-ați vrea ca să luați voi lucrarea asta? La început, păi știți, printre albanezi, noi suntem macedonieni, noi am avut un război civil, noi ne-am împușcat, noi ne-am omorât, ne-au spus ei toate. Fraților, le-am spus, dragostea lui Hristos acoperă lucrurile acestea, iartă, lasă, hai să le lăsăm în urmă și haideți să facem lucrarea aceasta. Și au înțeles încet, încet și au luat-o ei. Când au luat-o ei, frați și surori, dacă când noi o făceam era la un nivel, să zicem așa, de la 1 la 10, era la nivelul 5-6, ei au dus-o la nivelul 8-9 astăzi. Ei au făcut așa, fratele păstor s-a dus în biserică la el și a spus așa, frați și surori, cine știe să cânte la chitară? Păi normal că erau. Avem nevoie de voi. Cine știe să gătească? Cine știe să croșeteze? Păi surorile au zis, nu știu că... Noi avem nevoie. De ce? Pentru că sunt oameni, femei, fete, care nu cunosc pe Domnul, care și-ar dori să învețe. Și atunci surorile din biserică au venit la centru și au venit și femeile astea care nu îl cunosc pe Domnul și în timp ce... Da? Vorbea de Domnul. Țin minte, eram în Macedonia și la noi acasă, făcea pizza în casă la noi. Surorile, Bianca era acolo și cu femeile astea care nu-l cunosc, chiar unii musulmani, unii ortodoxe, nu contează, au venit acolo. Și în timp ce făcea aluatul și după, normal, după ce se făcea pizza, eu mă bucuram de ea, că eu o mâncam. Dar asta e o paranteză. Dar ce se întâmpla? Se propovăduia cuvântul în momentele alea. Surorile noastre din biserică nu au mai spus că noi nu avem ce să facem. Dintr-o dată știau ce să slujească.
Nu cu mari evanghelizări, nu cu mari nu știu ce și nu știu cum. Simplu, acolo, lângă masă. Au luat-o biserica, centrul ăla. L-au mutat. Și la un moment dat noi ne-am găsit că nu mai avem ce să facem. Și atunci am spus, Doamne, noi ce să facem? Domnul, închis ușa și noi am înțeles că trebuie să plecăm. Astăzi biserica, să vă spun ce se întâmplă acolo. Astăzi centrul ăla e în biserică. E în aceeași locație. Astăzi m-am întâlnit vreo 3 săptămâni în urmă, păstorul vine la noi în România și m-am întâlnit cu el, prieten bun de meu. Și îmi spune, bietul meu, a, suntem vreo 30-40 în biserică. Acum, în urmă, erau câțiva la început. Se întâmplă și botezuri, oamenii se pocăiesc. Poate dacă eram noi, încă continuam noi, poate era la un nivel mic. Dacă știi să o dai, spui, Doamne, o dau. Că, frașesor, să vă spun ceva, lucrarea nu e a noastră. Oricât am ține-o noi, nu e a noastră. Lucrarea e a Domnului. Noi doar o facem o perioadă din timp și o dăm mai departe. E a Domnului. Domnul-i capul. Noi suntem mădularele. Și noi trebuie să ascultăm de cap. Noi ne dă Domnul hățurile poate 5 ani, 10 ani, 20 de ani, nu știm cât. Dar când Domnul spune gata, le dăm, Doamne, uite aici. Când va conveni după aia sau nu? Că după aia când am văzut după câteva luni de zile, am văzut că centrul l-a închis. Ai, Doamne, ți se pare că lucrarea se destramă. Dar nu, Domnul era în control. Ei au deschis în altă parte. Ei au deschis biserică. Ei în fiecare duminică aveau program. Ei cântau cântări. Ei invitau oamenii la biserică. Și numărul a crescut. Și oamenii se botează. Și stai puțin, mi-am dat seama că lucrarea nu s-a închis. Lucrarea a crescut. A progresat. Că Dumnezeu era acolo. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. În 2018 am plecat în Niger, după Macedonia. Am plecat în Niger. Am plecat doar eu, că am vrut să văd cum e Nigerul. Macedonia e o țară în Europa. Foarte verde. Munți. Ape peste tot. Tot ce vrei, restaurante, lumină, curent, apă, tot ce vrei, o țară din Europa. Sigur, mult mai jos decât România economic, dar e totuși la noi aproape aici. Nigerul e total opusul. Într-o țară subsahariană, o țară caldă, o țară care vă spuneam ieri, care educația este foarte, la un nivel foarte mic, o țară unde, dacă nu greșesc, din 23 de milioane de locuitori, undeva între 15 și 18 milioane, sunt sub 18 ani. Sunt foarte mulți copii. Foarte mulți. Acolo sunt câteva probleme. Musulmanii în Niger au voie să aibă mai multe neveste. 2, 3 și așa mai departe. Și cum au mulți, o familie poate să fie la 30-40 de copii. Nu? No? Dacă bărbatul are salariul de 200 de lei ai noștri și vă spuneam ieri că un lapte, un litru de lapte costă 10 lei, 12 lei și un sac de orez, că îi mănâncă orez, costă undeva la 90 de lei, 100 de lei. Ce se întâmplă? Știți care este rezultatul? Rezultatul este în felul următor, că fetele îi vor să scape repede de ele. Și fetele deja la vârsta de 12, 13, 14 ani sunt măritate. Și știm cazuri din astea, câte vrei. Și atunci, ele deja la, dacă la 12, 13 ani sunt măritate, vreau să vă spun că la deja la 13, 14 ani au ele copil. Și asta la noi în Niger îi peste tot. Peste tot. Atunci, avem chiar o colegă, e din Coreea de Sud, i-au venit în Niger și au văzut și au spus, Doamne, o durea în suflet. Au spus, Doamne, nu e corect. În aceeași organizație cu noi, sora noastră. Nu e corect ca aceste fete să fie căsătorite la 12-13 ani. La vârsta aia, frați și surori, aveți copii, știți ce înseamnă. La vârsta aia încă trebuie să te joci, la vârsta aia încă trebuie să mergi la școală, nu-ți bați capul de viață, de nimic. Când încolo ele trebuie să legi un copil la vârsta de 13-14 ani. Și sora noastră zicea, Doamne, nu este corect. Doamne, câte nedreptate. Și Domnul i-a pus pe inimă, nu, deschide un orfelinat, deschide o școală. Și a deschis o școală.
și au invitat pe toate fetele acestea, nu au putut ea, dar are vreo 40 sau 60, nu mai țin minte numărul acum, că tot crește. Și ea le este și mamă, le este și soră, le este și prietenă și tot ce vrei. Și acolo mănâncă, acolo e școală, acolo este tot. Pentru că sora noastră a zis, nu este corect ca aceste fetițe să se căsătorească la vreme. Nu că ele vor, părinții vor să scape de ele, pentru că n-au cu ce hrăni. N-au cu bani să le trimite la școală. Că o clasă, în Niger, o clasă, în orice, dacă ești în clasa 1 sau a 8-a, o clasă e undeva între 70 și 100 de copii într-o clasă. Eu am lucrat la școală, la biserică, eram cu adolescenții, lucram cu adolescenții și deja un adolescent ar trebui să știe să citească, cât de cât, sau ar trebui să citească, nu? Da, e adolescent. Dar de-abia citesc. Trebuie să mergi lângă el și să-i arăți așa. Pentru că când 70 de copii, 80 de copii în clasă, oricât de bun ar fi profesorul ăla, apoi n-are cum să se ocupe de ei. La noi în România e unii maxim undeva la 30. La ei aproape de două ori peste. Și se învață în limba franceză, care nu este limba lor. Și apoi pentru ei totul e greu. Atunci părinții spun, să scăpăm de fete. Și le mărită. Este o lucrare și de aia este nevoie de surori în misiune. Pentru că acolo poți să faci lucrare pentru aceste fete, tinere, copii și așa mai departe. Să stai lângă ele, să le ajuți, să le trimiți la școală. Noi ce mai facem? O lucrare care o facem noi în Niger și în fiecare lună avem lucrul acesta, susținem copiii la școală. Sunt școli creștine deschise de biserici și de frați din biserică și numărul e mai mic de studenți, profesorii sunt creștini și atunci noi încercăm să le trimitem acolo pe acești copii și susținem zeci și zeci de copii la școală. Pentru că eu cred că eu am doi copii și doresc ca copiii mei din toată inima să aibă o grădiniță bună, o școală bună și așa mai departe. Dar îmi doresc în același timp și alți copii să aibă, nu? Și atunci mă lupt și spun, Doamne, fă ca frații și surorile din România, din nu știu, undeva la 200 de euro pe an să le plătească școala, să le plătească ce știu, hainele, rechizitele, știi ce mai este nevoie. Și asta facem. Și când acești copii vă spuneam, merg la școala creștină, păi acolo aud în fiecare zi rugăciune, aud în fiecare zi din cuvânt, aud în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu și cresc în mediul ăsta creștin. Și când îți mari, se botează. Și când îți mari, îți spun, Doamne, te slujesc. Și astăzi mulți dintre ei sunt în biserică. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar este nevoie, frați și surori, de oameni care să meargă acolo și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Nigerul, o țară enormă, imensă. N-aș vrea să vă spun, frate și surori, că toate lucrurile sunt roz. Vreau să vă spun că sunt și momente dificile. Poate, nu știu dacă ar trebui să zic lucrurile astea. Dar frații care au mers în misiune și frații care slujesc, sunt și momente de durere. Sunt și momente când îți vine să renunți. Sunt și momente când îți vine să dai cu toate de pământ. Sunt momente. De ce? Că suntem oameni. Suntem oameni. Avem sentimente. Avem sânge care umblă prin venile noastre. Eram în Macedonia, mi-ars casă. După un timp, o trebuie să mă operez de două ori în Macedonia. La un moment dat, cum vă spuneam, ne-au părăsit, o trebuit unii să plece. Mi-a plecat coleg care era bolnav de cancer. O plecat. Se întâmplă lucruri de genul acesta și nu trebuie să dai înapoi. Trebuie să mergi înainte. Trebuie să mergi înainte. Anul trecut eram în Niger, în casa unde locuiam, slavă Domnului că nu eram acolo. Noi locuiam chiar lângă râul Niger. Că nu o să puteți să vă uitați pe hartă,
Este râul Niger. Nu plouă, la noi în Niger nu plouă. Nu plouă vreo 8 luni de an, pe 8 luni de cursul anului, nu plouă deloc. Și atunci când plouă așa câte 10-15 minute, dar toarnă. Și pământul este atât de sec că nu intră apa. Nu intră. Atunci râul crește și dă afară. Și o dat afară și o inundat tot cartierul, au murit vreo 40-50 de oameni. Și atunci o inundat și școala unde lucram noi. O inundat și locul, apartamentul și casele misionarilor și biserica și școala biblică. O picat zidurile, că aveam un zid de protecție în jurul de 2 metri și jumătate, o picat zidurile și atunci a intrat apa și mi-a și mașina și lucrurile din casă și toate. Ți se întâmplă și lucruri de genul acesta. Dar nu trebuie să dai înapoi. Anul trecut în inundația aia, la 30 de misionari li s-au luat toate lucrurile. Am poze cum mi-a scos mașina cu butoaiele, le-au băgat pe dedesubt să țină mașina pe sus, să o duc afară. O stat o săptămână în apă. Mi-au luat lucrurile, toate ce eram în casă le-am pierdut. Dar merge înainte. Pentru că ți-aduce aminte că Domnul a dat și Domnul a luat. Și... Da, dacă aveți de ieri, dacă nu l-am la mine stick-ul, vă pot da, dacă puteți să puneți poze. Cred că acolo am și câteva imagini. Se întâmplă și lucruri de genul acesta. Anul trecut a fost un răpitul misionar la noi acolo. Nu lucra cu organizația noastră, cu o altă organizație, lucra în deșert, în ceva sate. A venit după el teroriștii, l-au luat. Dar doar pe el, nu familia, doar pe el. L-au luat. Normal că nu pică bine. Ne-a tulburat pe toți. Ne-am rugat și slavă Domnului, ambasada merge, a intervenit, l-a căutat, l-a găsit și l-a salvat. Și mulțumim Domnului. Se întâmplă și lucruri de genul acesta. Este terorism? Este. Peste tot la noi, în Niamey, în capitală, vezi mașini din astea blindate, arme, agheuri, tot ce vrei. La început, nu-ți convine, nu-ți place, nu te simți confortabil, pentru că în România nu le vezi. Mai vezi o mașină de poliție, atât. Acolo le vezi. Dar după 2-3 luni, e ok, îi face parte din viață. Știi că te păzește, știi că e acolo să te păzească. Dacă vrei să faci evangelizare în afara orașului, acum pentru că este mult terorism, atunci spui așa guvernului. Pentru fiecare zi, dă-mi armata să meargă cu mine și îți dă armata să mergi cu tine. Și plătești pentru fiecare zi $500. Asta e ca să meargă. Și atunci ei merg și tu îți faci... Este libertate religioasă. Și atunci mergi în satul X și Y și faci ce dorești tu, că nimeni nu te deranjează. Și oamenii ăștia te păzesc și faci lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt oameni care fac în felul acesta. Sunt lucruri grele, frați și surori. Sunt lucruri care ne apasă, sunt lucruri care oare să mă duc, oare să nu mă duc. Mi-aduc aminte când noi trebuia să plecăm pe câmpul de misiune, la școala de misiune, au venit părinții la noi. Și apoi mi-au spus, părinții noștri, mi-au spus, o să muriți de foame. Cine o să vă susțină? Frați și surori, au trecut de atunci 12 ani, n-am murit de foame. Am avut și 96 de kilograme. Am fost și gras, am fost și... Acum am mai slăbit. N-am pățit nimic. Domnul poartă de grijă. Domnul te susține. Mai spun un lucru legat de lucrul acesta. Și să nu vă supărați pe mine, frații din conducere. Cam toți misionarii când au plecat din România, știți cine au fost împotriva lor? Familia? Primul lucru. Și al doilea, biserica, frate din conducere. Păi de ce să mergi tu, a spus? Păi cum să ne plece diaconul din biserică? Cum să pleci tu ca păstor? Păi cum să pleci tu ăla care conducea închinarea, rugăciunea, dar cine mai slujește și la copii dacă pleci tu? Și tot felul de dinastia. Dar dacă mergi în Faptele Apostolilor, când Domnul îl cheamă pe Pavel și pe Barnaba. Pe cine a chemat Domnul? Cineva a spus odată așa. Domnul când i-a chemat acolo, a chemat pe cine a fost cel mai bun.
Pavel și Barnaba au plantat biserica aia. Ei erau liderii. Domnul vine la ei și spune, hai, e de ajuns. La început biserica parcă îi văd. Bă, dar voi? Nu. Dar s-au rugat, au primit pace, Duhul Sfânt le-a vorbit. Atunci ai spune, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat. Duceți-vă. Familia, pentru că sentimentele la mijloc, pentru că părinții spune să meargă X și dar nu tu, că ești fata mea, ești băiatul meu. Dar vreau să vă spun, frați și surori, că cel mai sigur loc nu este în mâna părintelui, nu este, am doi copii, dar nu este în mâna părintelui. Este mâna lui Dumnezeu. Este mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă le ia Domnul și îl trimite în Niger, în, nu știu, în satul din, de lângă, în România sau în alte țări, în Ucraina, îl are Dumnezeu în mâna lui. Și dacă trebuie să mergi ca Pavel în închisoare, asta merg în extrem acum, Dumnezeu va face să se cutremure închisoarea aia și să se deschidă porțile. Da? Dacă e vorba să te păzească, Dumnezeu te va păzi oriunde ești. Oriunde ești. Să nu credem ca părinți că Dumnezeu putem să ne păzim copiii. Mi-aduc aminte acum vreo 2 săptămâni în urmă, băiețelul meu l-am dus la grădiniță și când l-am luat la grădiniță își trăgea pur și simplu piciorul drept după el. M-am speriat, am întrebat la grădiniță, că nu, la noi nu s-a întâmplat absolut nimic. Doamne, ce se întâmplă? L-a luat soția, l-a dus la spital, am rămas cu cealaltă fetiță. În momentele alea am făcut așa, m-am dus în cameră, m-am închis în cameră și am spus așa, Doamne, nu-i copilul meu. Da? Pentru o perioadă mi l-ai dat. E sub tutela mea. Este a domnicăi, ca și mine. Dar Doamne, este al Tău. L-am ridicat cu mâinile mele, deci nu era acasă. Dar l-am ridicat în mod simbolic înainte atunci și am spus, Doamne, este al Tău. Nu e al meu. Te rog din toată inima mea, pentru că sunt slujitorul Tău, să te înduri, Doamne, și să-l vindeci, Doamne, și să-l faci să fie bine. Și dacă nu va fi bine, Doamne, eu tot te voi iubi din toată inima mea. Eu relația mea cu Tine, Doamne, nu se va schimba, nu mă voi supăra pe Tine, Doamne, pentru că ești Domnul meu. Eu n-am ales să Te slujesc, Doamne, când e copilul meu bine sau nu. Dar Te rog în momentele astea, Doamne, să nu mă lași. Am rugat, am lăsat lacrimi în mâinile Domnului. Și punct. O mers la spital, eu făcut raze, eu făcut de toate, nu i-o găsit nimic. În 2 zile nu mai avea nimic. Nimic. Ăsta e Dumnezeul meu. Ăsta e Domnul Iisus. Frați și surori, să nu ne fie greu să-i luăm și să-i binecuvântăm. Să-i punem în mâna Domnului și să-i credem pe Dumnezeu. Și să nu ne schimbăm atitudinea față de Dumnezeu. Chiar dacă rămânea, nu știu, cu piciorul. Doamne, eu tot Te voi iubi. Tot Te voi iubi. Rămân credincios Domnului oricum. Și Domnul îmi dă har la lucrul acesta. Haideți să ne uităm la câteva imagini din Niger. Și ieri ați văzut familia mea frumoasă, Miriam, Liam și soția mea dragă Bianca. Domnul să-i binecuvinteze. Asta este o poză din Niger. Și asta este tot din Niger. Viața în Niger. Cam așa este, frați și surori. Astea sunt casele, 4 pereți. Nu au ei case mari, nu. Casele acolo sunt doar pentru ianuarie, pentru decembrie, ianuarie și februarie. În rest, totul este afară. Ei mănâncă afară, stau afară, dorm afară. Mergi cu mașina și apoi te uiți. Dimineața, dacă mergi la vreo 6, așa, ei își scot afară salteaua sau ce au. În Niger am învățat și eu că se poate dormi pe nimic. Eu n-am crezut. Eu am crezut că la început când am văzut pe oameni, băi, e greu. Dar într-o zi am văzut și m-am pus pe gresie, pur și simplu. Jos, mi-am pus șlapii sub cap și am adormit. Am rămas cumplit, am rămas, wow! Că am văzut pe oameni așa. Se poate. Așa dormi ei. E atât de cald că nu-ți trebuie nimic. Și apoi ce fac? Își scot lucrul ăla, își pun 4 pari, își pun aia de țânțare, pentru că este țânțare, este malarie, și apoi pe margine. Familii întregi vezi, și pe o parte și pe alta. Și tu mergi cu mașina, cu scuterele, cu ce ai, că sunt foarte multe motorete în Niger, foarte multe, mii, sute de mii. Și apoi oamenii dorm acolo. N-au nicio treabă. Așa este viața în Niger. În decembrie, ianuarie și februarie este rece, este frig, este iarnă. Adică undeva la 17 grade noaptea și vreo 25-30 ziua. Dar pentru ei e iarnă.
ei sunt cu căciul, cu geci, cu fulare. Și tu ești în tricou. E foarte interesant în Niger. E foarte interesant. Dacă ei ar veni la noi în România la minus 20, o, Doamne! Dar așa este la noi. Și vă spun, așa este. O problemă este, mare problemă, apa. Este o foarte mare problemă apa, pentru că nu este. Nu este apă. N-aș vrea să... în România, Doamne, când vin în România, curge apa, pătăte dealurile. Cu, la robinet, nu e nicio problemă. Apă rece, apă caldă, apă de care, frizantă, de care vrei. Nu este nicio problemă. Le ai de toate culori. În Niger, nu le ai. La noi în Niger avem oameni, își iau o roabă, umple de undeva cu apă și merg pe stradă și strigă apă, apă, apă. Și atunci oamenii își cumpără câte 10 litri, câte 5 litri apă. Sunt zeci și sute de oameni în capitală care fac lucrul acesta. Pentru că nu este. Nu este. Și atunci ei își cumpără cu litru apă. În fiecare zi. Și apoi ei vezi la marginea străzii. Au găletușă de 5 litri, se oprește ăla, are butoiul, îi toarnă acolo. Așa trăiește lumea. Se spală în 2 litri de apă. Asta am învățat și eu. Am acolo. E posibil. E posibil. Așa este, frați și surori, preparare mâncare, bucătărie foarte mică, nu există la ei furculiți, linguri, nu există la ei așa ceva. Acolo ei au o oală și toți mănâncă în aceeași oală. Eu încă n-am reușit să mănânc, eu am probleme cu stomacul, eu n-am reușit încă să mănânc cu ei. M-au invitat de nenumărate ori, dar ei mănâncă diferit decât noi. Ei mănâncă orez cu sos și apoi ei când îl numesc sos, ei poate să fie sos de frunze, sos de ceva, orice. Foarte picant și așa mai departe. Eu nu pot să-l mănânc. Și apoi îl pun la mijloc acolo, e foarte uns. Și își bagă mâna, toți. Și mănânc. A venit pandemia și apoi guvernul a spus să nu mai mâncați împreună, să stați la un metru, doi distanță. La noi în Niger nu s-ar, niciodată n-am mers lucrurile acestea. Vorbeam cu oameni de acolo, păi ei ne-au spus, noi de mii de ani mâncăm așa. Pentru noi să mă despart eu de... Nu pot! Și un alt aspect. În pandemie eu am rămas același pahar din plastic toți. 5-6 bărbați, când bărbații mănâncă și femeile separa cu copiii. Și toți cu același pahar. În pandemie. Ați băut oameni buni. N-are nimic, a zice. Nu se întâmplă nimic. A rămas. Dar așa e la noi. Așa e în gen. Dă mai departe, te rog. Să propovăduiește Evanghelia de la om la om. Aceasta este, merge. Peste tot în lume aceasta merge Evanghelia de la om la om. Ca și Domnul Iisus cu Nicodim, noaptea. Ei beau ceai. Ceai, nu se bea cafea nici, prea puțin. Dar foarte, un ceai cu foarte multă nicotină, nu nicotină, cofeină, cu foarte multă cofeină. Și apoi îl beau, pun foarte mult zahăr și îl toarnă dintr-o parte în alta. Am băut și eu din ăla. E foarte tare, mai tare decât cafeaua noastră. Și apoi acolo când stai și vorbești despre Domnul. Și așa se predică Evanghelia. Spunea fratele postor, de unde mergem și noi la biserică, o să așa. Dacă noi ne-am pune la dispoziția lui Dumnezeu, noi cred că n-ar trebui să dormim zi și noapte cât are Domnul de lucru cu noi. Spunea într-o zi, fratele postor a avut o experiență extraordinară și nu numai una, multe. E interesant că el e nigerian, căsătorit cu o româncă de la noi din România. Are o istorie incredibilă, el ca pastor. Ce a făcut Dumnezeu în viața lui e incredibil. Într-o zi mergea pe stradă, mergea cred că de acasă la biserică sau ceva de genul și un om vine și îl oprește și îi spune: te-am visat azi noapte că ce vei spune îmi va schimba viața. Ce să-i zic la omul ăsta? Despre Domnul. Ce-ți poate schimba viața? Numai Iisus îți poate schimba viața. Nimic altceva nu-ți poate schimba viața. S-a oprit, ceaiul jos, mi-a vorbit despre Domnul, omul ăla e în biserică. Mi-a spus, experiențele astea sunt câte vrei. Ce face Domnul? Domnul face lucruri ceva de genul, în lumea musulmană, auzi mărturii de genul acesta foarte multe, le dă vise la oameni. Foarte multe vise, descoperiri. Îngeri vin la ei. Am avut și în Macedonia chestii de genul acesta. Îngeri, noaptea, pur și simplu, veneau la ei și le spunea.
Și atunci noi ca și creștini, era ceva de genul că va veni un creștin, unul care cu Biblia și îți va spune, și le spunea despre Domnul. Domnul deschidea toate ușile numai ca să-i spui despre Domnul. Haideți să fim disponibili, disponibili, frați și surori, pentru Domnul. Educație creștină, v-am spus că foarte puțin sunt cei care știu să scrie, să citească, dar folosim lucrul acesta. Chiar și unii la noi la școală de acolo, oameni la 40, la 50 de ani, facem alfabetizare cu ei și așa mai departe. Biserica este aia din stânga. Aia este biserica noastră. Aia din mijloc și din mijloc, acolo e grupul meu de adolescenți și din dreapta este Bianca cu copii. Biserica noastră asta este. Nu avem ziduri, nu avem... Într-un fel e și bine, pentru că e foarte cald și atunci afară multă lume. Deși într-un fel ar fi, dar pentru că sunt ventilatoarele alea, dar nu ne mai punem noi probleme acolo. Ne adunăm undeva în jur de ora 9 și continuă. Și programul bisericii este diferit. Dar, cum vă spuneam, sunt mai multe grupuri etnice, mai multe limbi. Și apoi începe să cânte un grup. Și celelalte grupuri stau din respect pentru ceilalți. Și ăștia cântă în limba lor. Și apoi cântă următorul grup. Și cântă următorul grup și se închide. Îmbrăcați în roabele, da? În modul lor. Și așa mai departe. Să nu vă supărați pe mine, dar unii se mișcă pentru că așa e cultura lor. Așa s-au născut, așa sunt ei când se închină. Așa sunt ei pur și simplu. Și dau slavă lui Dumnezeu. Când se face colecta. Nu e ca la noi în România să plimbă chestia aia printre noi. La noi se pune în mijlocul bisericii. Și apoi fiecare om vine în față. Este un mod de a spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc. Nu doar că eu dau ceva Domnului pentru nu știu ce lucrare. Nu. La noi, în Niger, nu se pune problema asta. La noi se pune problema cum îi mulțumești tu lui Dumnezeu pentru pâinea care ți-o dat-o. Pentru orezul care ți-l-o dat. Pentru apa care ți-o dat. Și apoi ei se cântă o cântare și apoi unul câte unul vine și își pune acolo banul ca mulțumire lui Dumnezeu. Cu banul acela ce se face? Se ia și vorbeam cu frații ce fac ei. Ei merg în evanghelizare și ei merg în evanghelizare. Și apoi toate satele pe malul râului Niger. Și apoi ei merg cu barca câte 2-3 zile. Din satul ăsta, în satul celălalt, în satul celălalt. Și cu banii aia cumpără orez, cumpără benzine pentru barcă, cine n-are barcă la vâsle și așa mai departe. Și fac evanghelizare. Cu banii aia de acolo. Și să fac evanghelizare. Și vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează într-un mod incredibil. Incredibil. Pentru că Dumnezeu își face numele de slavă. Dacă noi suntem disponibili, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Vreau să dai mai departe. Școala Sahel. Aici am fost profesor la clasa 6 și 7, predam de 4 ori pe săptămână ora biblică. Am avut în clasă copiii misionarilor, am avut nigerieni, am avut musulmani, ortodoxi, creștini, penticostali, tot ce vrei. Asta era o parte din echipa mea. Ăla sunt eu alb, poate v-ați dat seama, între cei negri. Doar câțiva, aveam undeva la 20, am fost și administratorul școlii. Din toți de acolo, doar unul știa să scrie, toți ceilalți nu știau să scrie. Și când ne întâlneam, trebuia să semneze ceva, ei făceau doar 6 sau își puneau, că trebuia să meargă la vot, își băga degetul și atât știu ei. Dar oameni, mă uit așa care dintre ei aveam acolo, unul nu era musulman, chiar la tiare din fața mea, unul era musulman, ceilalți erau creștini. Chiar am o mărturie frumoasă din special din stânga. Îmi spunea, vorbeam cu el și spunea așa, când s-a pocăit, numai el din familia lui e pocăit. Și atunci, într-o zi, fratele lui, un om cu bani, s-a îmbolnăvit, a avut ceva accident și era în spital și el când a auzit, mă duc la fratele meu, a luat bani împrumut de la școală și s-a dus. S-a dus să fie cu fratele lui. Și a fost la patul lui și l-a îngrijit și l-a ajutat și l-a binecuvântat. Și a arătat dragostea lui Dumnezeu. Și a crezut el că, băi, va vedea omul ăsta ceva. Și îmi spune Betul, după ce l-am slujit zile în șir, a ieșit din spital și trebuie să mergem să mâncăm și noi. Și mi-a spus așa,
Eu sunt musulman, tu ești creștin, noi nu putem mânca împreună. Păi zic, dar noi suntem frați. Tu te-am îngrijit 10 zile sau câte zile am stat lângă tine, la patul tău, am venit din... Și nu-i ca la noi, frate, m-am urcat repede în ceva și m-am dus. Acolo totul e departe și se plătește bani grei. Și au spus, nu, pentru că tu ești creștin. Dacă vrei să stai la masă cu mine, te faci musulman. O să momentile alea a fost foarte greu. Era fratele meu. Dar a spus, Doamne, eu rămân cu tine. Fratele lui care e cu om de bani, eu promis, îți dau mașină, îți dau casă, că eu nu le aveam. Îți dau tot. Numai fă-te musulman. Și a fost un moment pentru el și a zis așa, am mare respect pentru omul ăsta. Mi-a zis așa, Betuel, n-am nevoie de nimic. Mai bine sărac și cu Iisus. Mai bine n-am nimic. Și când spun nimic, frați și surori, în Niger, ala înseamnă nimic. Nimic. Și a rămas fratele nostru drept și a spus, nu, mănânc mai bine deoparte, mai bine rămân creștin, mai bine mi-arată fratele degetul și îmi spune, tu ești altceva, n-am nevoie de tine, chiar dacă l-am slujit, chiar dacă cu alte cuvinte i-a spălat picioarele, dar rămân cu Iisus, rămân cu Iisus. N-am nevoie de fala lumii, n-am nevoie de banii lumii, n-am nevoie de nimic, deși nu spun, mi-ar prinde bine, dar nu, în momentele astea nu. Și a rămas lângă Iisus. Și umblă cu Iisus. Am mare respect pentru omul ăsta. Pentru că în momente dificile, frați și surori, ne clătinăm. În momente dificile, mulți dau în spate. Dar omul ăsta a spus, nu. Într-o zi, unul din ei vine la mine, nu mai avea nimic. Și îmi spune, n-ai să-mi dai ceva. Și de obicei, noi nu le dăm bani direct. Ei trebuie să facă ceva pentru bani. Pentru că noi nu vrem să facem creștini după orez. Așa-i numim noi. Creștini numai dacă le dai. Și am spus, du-te și spală mașinile școlii. S-a dus și a spălat mașinile școlii și am dat 5.000 de sefa. Vin la mine și spune, Betuel, nu mai aveam nimic acasă. A doua zi dimineață îmi trimiteam copiii la școală flămânzi. Și când în Niger îți spune cineva că n-are nimic, vreau să vă spun ceva de genul, frate și surori. Nimic nu mai au. Absolut nimic. Că noi în România mai spunem, băi, n-am nimic în casă, dar... Poate sacul de cartofi la ai în beci, poate brânza în butoi, poate nu știu ce mai ai. În Niger, oamenii nu mănâncă câte 2-3 zile. Asta știu eu, am văzut-o cu ochii mei. La fiecare semafor în Niamey sunt, pe partea semaforului sunt 30, 40, 50 de oameni care cerșesc. În cealaltă parte 30, 40, 50 de oameni, mame, cu copii, cu toți care stau zi și noapte acolo. Pentru că n-au ce mânca. N-au nimic. Să fii flămând în Niger e un lucru care îl întâlnești la ordinea zilei. Primeam un tânăr din biserică, îl primeam la noi în fiecare săptămână. Și vinea la mine și spunea, Betuel, n-ai niște biscuiți? Dar de fapt nu era de biscuiți. El era rupt de foame. Și la început nu mă prindeam, dar după aia mi-am dat seama, omul ăla e foame, el nu mâncase nimic. Copil de păstor, n-avea nimic. Și îi dădeam hrană. Și îmi spune, Betul, poți să fac un duș la tine? Sigur, hai. Ia șampon, prosop, toate lucrurile. Fă baie la mine, fă duș la mine. În fiecare săptămână, în fiecare săptămână, în fiecare săptămână. Frați și surori, Domnul ne cheamă să slujim, să ne deschidem casa, să dăm prosopul nostru, să dăm ce avem noi. De multe ori noi ne gândim, n-am mult. Domnul ne cheamă să dăm ce n-avem. Domnul ne cheamă să dăm ce avem. Ce avem. Suntem în România pentru o perioadă și cât suntem în România, am spus, Bianca e așa, o să zic. Da. Că suntem în România, am spus, dragă, știți, în România îți rămâne mâncare. Și atunci, o dai la
porci, o dai la gunoi, o dai încolo încoace. Și mă simțeam atât de prost, că știu că vineam din Niger și acolo oamenii n-au nimic. Și într-o zi mi-a rămas mâna și am zis, băie, nu mai fac lucrul acesta. Și am făcut o pastă bună și am dat la copiii mei și au rămas. Și am zis, a doua trebuia să plecăm și am zis, băie, nu aruncăm. Am pus-o, m-a luminat Domnul, am zis, băie, o pun într-o pungă, trebuia să arunc și gunoiul și m-am dus jos la coșul de gunoi. Și când m-am dus la coșul de gunoi, erau doi cerșetori, căutau să mănânce. Era perfect. Perfect. La noi în România, în Oradea. În 2021. Îmi spune, bună-i? Am zis că noi am mâncat din ea. E perfectă. S-au bucurat oamenii. De ce oare, frați și surori, spune Domnul Iisus, am fost, cum am fost? Flămând. Am fost flămând, spune Domnul Iisus. Cum să fii tu, Doamne, care deții lumea și pământul? Da, Domnul spunea, am fost flămând. Am fost însetat, am fost dezbrăcat, am fost închis. Haideți să slujim cu ceea ce avem. Spunea, frate, să vă spun despre acei copii care vă spunea și ieri, o să vă repet și astăzi. În lumea musulmană, când un copil se naște și dacă are probleme fizice sau psihice, el consideră un blestem. Chiar astăzi, poate ați văzut pe grup, am pus unul din copii trist. Ni s-a rupt inima asta, ni spunea Bianca, nu venea să cred. Un copil care tot așa avea probleme, pur și simplu, cineva, noi credem că l-a otrăvit pentru ca să scape de el. În mod intenționat. Eu cred că așa s-a întâmplat. Pentru că e considerat un blestem, pentru că e considerat o pacoste în lumea asta, zilele trecute, asta s-a întâmplat. Era undeva mama, copii, cineva i-a dat ceva, a mâncat, a început să facă spume la gură, a murit. Acolo nu se face, nu vine spitalul să vadă autopsie, toate alea, să vadă ce s-a întâmplat și eu, dar nu, s-a murit, gata. În aceeași zi sau a doua zi, acel copil, toți bărbații, nu merg femeile, doar bărbații merg, fac o groapă, îl îngroapă fără sicriu, fără nimic, e înfășurat în alb, îl bag în groapă, a stopat și s-a terminat cu el. Atât este viața în Niger. Nu este scumpă. Să nasc copiii aceștia așa, cu malformații și așa mai departe. Îți considerați o pacoste pentru lume. Un blestem. Nu-ți prețuiți. Îți lăsați nemâncați. Pur și simplu, unii chiar voit îi lasă. Și atunci au început de la o soră din biserică. Și atunci s-au alăturat și Bianca și noi și alți misionari și au spus, hai să ajutăm. Și sora asta la ea acasă. Și astăzi este. Te rog să dai mie departe că o să fie. Asta este inundație de anul trecut, mașina noastră. Așa a fost școala, până acolo au fost toate inundate. Mai departe. Încă te rog. Asta este centrul. Pe terasa sorei din biserică. Ea a spus, Doamne, îmi pun terasa la dispoziție. Eu n-am nimic, dar eu am o terasă. Atât am. Și apoi a început să-i culeagă pe copii din cartier. Aduceți-i la mine. Ea locuiește undeva sus, nu poți să ajungi cu mașina până acolo. Și apoi îi pui în spate și îi duci. Și în fiecare zi, în fiecare zi acești copii îi duci acolo. Și sora a început să-i schimbe, să-i spele, să-i îngrijească. Cei care sunt bolnavi, noi aveam o mașină mai mare, 4x4, mergeam după ei, îi luam. Ce are? Lucrul acela. La spital locutare. Și mergeam la spital locutare. Alții care, următoarele imagini, așa este terasa și o să vedem câteva imagini cu ei, cu copiii. Copiii care erau pur și simplu cu... Lucru care mi-era, la început mi-a fost enorm de greu, pur și simplu să-i văd. Mi-era greu. Mi-era pur și simplu greu să-i văd. Că dacă ar fi poate unul, dacă ne-i vezi că zeci cu diferite probleme. Și atunci am luat și am dus la spitalul la Cure International și atunci ei, din picioarele alea așa, ele pur și simplu să nu, o să fiu mai dur acum, să nu sper să fie totul bine. Le taie picioarele, le bagă tije, șuruburi. Sunt frații noștri, doctori, care fac lucrurile acestea. Le bagă tije, fără bani, toate lucrurile acestea sunt în numele Domnului. Și le pune picioarele la loc. La unii din ei le taie piciorul și poate știți, unii poate știți medicină sau nu, le taie piciorul și când îi tăia piciorul, piciorul crește. Și așteaptă un pic și
iar îl taie și îl pune înapoi. Și iar mai crește, pentru că unii se nasc cu un picior mai mic și unul mai mare. Și se întâmplă lucrurile așa, asta face. Și pune pe picioare pe copiii aceștia. Cu mâini, pur și simplu, în Niger ce s-a mai întâmplat? Dacă s-a întâmplat, copilul ăla s-a fript și mâna lui era, nu știu, s-a prins-o așa. Ei nu se gândesc să meargă la spital. Pentru că ei nu sunt educați. Ei sunt la vreo 800 de kilometri, 1000 de kilometri de spitale. Ei rămân așa. Și au mâna așa, sau piciorul nu știu cum. Și atunci îi aduc la spital și îi trebuie să le taie mâna și le-o pune în loc șuruburi cu de toate. Și asta fac misioranii doctori în Niger. O să vedeți câteva imagini. Aceasta era o fetiță. Când a luat-o de bea, mergea. Avea câteva kilograme. Hrană și multă dragoste. Multă dragoste. Îi speli, îi curăță, îi duci la spital, îi controlezi și toate alea. Au malarie, le cumperi medicamente. Este malarie la noi acolo? Așa o mică paranteză. Când pandemia a ajuns la noi în Niger, oamenii de acolo au râs pur și simplu de pandemie. De ce? Pentru că la noi în Niger, malaria face 10.000 de victime în fiecare an. Pentru noi, pandemia asta a fost zero în Niger. Marea problemă este malaria, pentru că sunt înțepați de țânțari și dacă n-ai medicamente să te tratezi, în câteva zile te duci. Eu am avut malaria. Când am avut malaria prima dată, mă simțeam, frate, parcă nu știam ce-i cu mine. M-am dus, țin minte că am început să mă simt rău, m-am dus în casă, am început să vomit, să toate alea, ca niciodată în viața mea, tremuram tot. Nu știam ce-i cu mine. Mi-am făcut un test din malare, sunt mai multe feluri de teste. Nu, mi-a arătat că n-am nimic. Am zis, băi, nu sunt bine. M-am dus la clinică și mi-a luat sânge și mi-a arătat că am 70%. Am luat repede medicamente și în 3 zile m-am făcut bine. Ca să te faci bine și mai repede, ce trebuie să faci? Iei medicament, ieși ceva de somn și apoi 2 zile dormi. Și în 2 zile ieși ca nou, nu mai e nimic. După aia când am mai avut și eu și Bianca, repede medicamente, somn, 2 zile eram pe picioare. Nu, în Niger nu, asta nu se întâmplă. Nu facem multe. Nu. Deci la noi în Niger... Iute, da. Și la noi se mănâncă iute, dar nu. Probabil imunitatea atât de scăzut o au, încât, eu știu oameni care o fac la 2-3 săptămâni, fac malarie. Atât de mult. Este sezonul de malarie în care peste tot sunt țânțari. Nu. Malaria este transmisă doar prin țânțari. Atât. Femeia la țânțari. Ăla te-a înțepat și începe... Poate te înțepat acum și durează până, pentru că acele celule trebuie să crească în trup. Și când ajunge la nu știu cât număr, trupul începe să se manifeste în anumite feluri. Este foarte interesant. În același moment de când eu am avut malarie, au avut și un francez. Și malaria i s-a dus la cap și l-a terminat. Am speriat și am zis, Doamne Iisuse, ține-mă! N-am avut nimic, mi-a revenit, slavă Domnului. După un timp au avut și Bianca, n-au avut copii, slavă Domnului. 2 ani în Niger n-au avut niciodată. Ei sunt și medicamente, vreau să vă spun, poți iei și ceva. Dacă vreodată cineva vrea să meargă în misiune în Niger, nu vreau să vă speriați. Este doxicilină și alte care poți să le iei în fiecare zi. Și nu faci malarie deloc. Chiar dacă te înțapă țânțare, n-ai nimic. Bianca și copiii luau medicamente în fiecare zi. Ei, copiii n-au făcut niciodată. Bianca, asta este problema. Dacă iei în fiecare zi și din 10 zile dau un exemplu, o zi tu n-ai luat, în ziua a 7-a și te-a înțăpat atunci, ai luat. Și s-a întâmplat la Bianca, când a luat și-a luat malaria. Bine, slavă Domnului, chiar este un om, ăsta, o știu ce are și rapid s-a tratat. Copiii le-am dat, am fost foarte atenți și n-au făcut. Și este ok, treci, slavă Domnului, toate înainte. Eu n-am putut să iau pentru că nu mă simțeam bine. Mie îmi dădea vise ciudate, nu mă odihneam. Am zis că nu mai bine, că dacă iau, îmi iau după aia medicamentul și a trecut. Frați și surori, copiii, se numește Centrul Viața Nouă. Copilul acesta avea, cum se numește, caracat, cum se numește, pe ochi, chestia aia. Cataratcă, așa. Pe ochi și alte lucruri.
Familia au crezut că ăsta e probleme mentale, îl făcea în tot felul. Noi am zis, bă, oameni buni, stați o secundă, dați-l, luăm noi. L-am dus la spital, l-a operat, l-a făcut, i-a pus soluții, toate alea. Și astăzi copilul ăsta este normal. Normal. Este doar nevoie de oameni care să gândească, să fie călăuziți de Domnul, să spună, Doamne, vreau să fac ceva pentru Tine, pentru împărăție. Cam atât, frați și surori din Niger. Orele au trecut. Rugați-vă pentru noi, dar mai mult de atât, rugați-vă pentru Niger. Rugați-vă pentru țara aceasta atât bătută de corupție și de sărăcie și de atâtea probleme. Luați și dumneavoastră în seara aceasta ceva plăcut. Gândiți-vă, rugați-vă, mergeți acasă. Spuneți, Doamne, fă ceva cu viața mea. Doamne, trimite-mă în Niger. Este nevoie de surori. Surori, dragi, vă spun sincer, este o nevoie incredibilă. Acolo unde lucram noi la școală, aveam mai multe, eram vreo 3-4 frați și în restul erau surori. Cele mai multe erau surori. Este nevoie de surori. Pentru că sunt atât de multe fete, femei, și noi ca bărbați, noi nu putem să le slujim. N-ai voie. În cultura aia este. Și în Macedonia era la fel. Între albanezi. Noi ne adunam într-o cameră și discutam noi bărbații. Femeile erau în camera cealaltă. Cine le va spune la cele femei? Cine le va spune? Au nevoie de cineva să meargă și să le spună despre Iisus. Să stea de vorbă cu ele. Să le spună, să le spui că ești frumos, că ești frumoasă. Să le spui că Dumnezeu te-a făcut, că ești creat de El. E nevoie. E nevoie de o voce caldă. E nevoie de oameni care să spună despre Domnul. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu are altă biserică decât pe noi. Să vă spun că nu are Dumnezeu o biserică mai specială. Una mai, nu știu, mai sfântă. Noi suntem. Noi suntem. Dacă te vezi că poate, băi, eu nu sunt în stare să nu pot să învăț o limbă, și eu am crezut același lucru și am învățat și limba italiană când am fost în Italia și când m-am dus în Macedonia am învățat și limba albaneză și am învățat și macedoniană și când m-am dus în Niger am învățat și limba franceză. Le înveți. Dumnezeu îți dă har, îți dă înțelepciune, îți dă har dacă te pui la dispoziția Lui. El îți dă putere și har să le faci. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Nu vă fie rușine, frați și surori? Orice întrebare, frați și surori, dacă voi ști să răspund, voi răspunde, dacă nu, voi spune nu știu. Că am învățat să spun și nu știu și nu și de ce să ne fie rușine? Haideți să... În Macedonia. Spre surprinderea mea și a multora, în Macedonia. E aproape aici, de noi, în Europa, dar a fost grea. De ce a fost grea? Din punct de vedere al vieții, a fost ușor. Adică aveai curent, aveai apă, aveai un restaurant să ieși din când în când. Paranteză aici. Am un frate prieten, a fost, m-a vizitat în Macedonia, ne-a văzut lucrarea, a văzut că e de greu și atunci de ani de zile, în fiecare lună, el cu familia lui trimite 100 de lei mie și lui Bianca. Și așa e titlul când ne trimite pe bancă, în bancă. Cadou ca voi să ieșiți la un restaurant. Asta este. De ce? De multe ori poate când ești în misiune, poate nu ai finanțe ca să ieși tu cu familia ta undeva. Nu ai. Omul ăsta, călăuzit de Dumnezeu, a spus, o dată pe lună eu mă angajez ca să vă dau 100 de lei să ieșiți la un restaurant. Și apoi de atunci, în fiecare lună, eu cu Bianca, avem asigurat din partea Domnului să ieșim la un restaurant.
Domnul știe să onoreze slujitorii lui. Eu n-am căutat lucrul acesta, nu i-am la fratele, nu, Dilovin și-a spus, toți în România și după aia am văzut în cont, nu mi-a venit să cred, l-am întrebat. Uite de ce. De ce a fost, frați și surori, lucrarea din Macedonia mai grea? Biserica locală nu era implicată. Biserica era, pentru că noi lucram printre albanizi, între albanizi nu era biserică, era printre macedonieni. Macedonienii printre macedonieni. Bă, ei făceau evangelizare, lucrări, distribuiau Biblii. Ce nu făceau între ei? Dar printre albanizi nu. Parcă așa au făcut o separare, cum ar veni între noi și romi, sau nu știu ce să spun, în România. Nu, săi noștri, nu-i treaba mea. Și atunci, noi întotdeauna am avut lucrul acesta, greu. Că-ți doreai să ai pe cineva de acolo, din țara aia, cu tine, să te înțeleagă, să te sprijine. Ei, noi primeam doar viza prin ei, prin biserică. Prin biserica evanghelică, așa se numea. Ne dădeau viză și ne binecuvântau. Dar ei nu veneau niciodată cu noi. În nimic, în nimic. Lucrul acesta ne-a terminat. Pur și simplu, era foarte greu. De aia v-am spus că la un moment dat am zis, Doamne, dă pe cineva, o biserică, un păstor, pe cineva care să vină lângă noi. Și atunci au răspuns și au venit lângă noi. În momentul ăla și lucrarea a crescut și le-am dat-o lor, Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare după aia prin ei. Și acum continuă. După aia Niger s-a transformat invers. Lucrarea a fost extraordinară. Să vezi cum oamenii se întorc la Domnul, să vezi atâția tineri care vin la biserică, care îl cheamă pe Domnul, care se implică. Dar viața e dificilă. N-ai curent cum trebuie, n-ai apă, n-ai unde să ieși copiii să te plimbi. Până am găsit și noi un parc, Doamne, cred că un an și jumătate, că nu era. Oriunde mergea erau o grămadă de lume care cerșea. Și apoi când ieșeai și tu un picior să ieși în drum, și apoi oamenii dăm, în continuu. Când mergeam la magazin, le spunea lui Bia și la copii, repede în magazin, pentru că toată lumea pe tine. Ei vor și să te atingă, pentru că pielea noastră e diferită, părul nostru e diferit. La un coleg de-al nostru corean a venit cineva pe la spate cu o foarfecă la copiii lui, să-i taie o bucată din păr, să aibă și ei un păr de alb. Dar o văzut. Sunt să el și l-o certa. Zis, nu-mi tăia, că a doua zi nu mai are frizură. Nu. Dar vă spun sincer, asta le știu eu, de la oameni de acolo. Vor să te vadă, să te atingă. Dar pe copiii mei, de nenumărate ori am văzut lucrul acesta. În magazine vin să-i atingă oamenii. Oare cum e? Și într-adevăr suntem diferiți, absolut total suntem diferiți decât ei. Un tuns. Nu, vă dau un exemplu, un tuns. Eu să mă duc acolo să mă tund, eu dau 8.000 de sefa. 8.000 de sefa vine 60-70 de lei să mă tund. Ei nu știu să tundă. Și atunci este doar un loc în Niamey unde pot să mă duc să mă tund. Ei s-au dus un frate de-a nostru alb, un american, s-au dus să se tundă la un negru. Nu vă spun cum a arătat după aia. O trebuie să se radă. Dar știți cât a costat? 200 de sefa. Și aia e undeva la 3 lei. Dacă vrei 3 sau 70 de lei, alegi. Așa este la noi acolo. Bianca n-a putut, 2 ani, n-a. Hai să o mai tundeam eu. Și așa mai departe. Astea sunt care le experiment. Acolo misionarii, din păcate, n-au multe frizuri, n-au nu știu ce. Pentru că asta este realitatea. N-ai. Și atunci soțiile și Bianca, eu mă tundeam eu jumătate, vă spun sincer, eu mă tundeam jumătate și unde nu mai puteam, Bianca, termină-mă tu. Vă spun sincer, că nu ai. Și de multe ori te înduri să dai 70 de lei să mergi să te tunzi. Păi, au fost multe momente. Cel mai greu moment, cred că a fost când echipa nu mergea bine. A fost foarte greu. Multe neînțelegeri. Asta este numărul unu de ce misionare părăsesc câmpul de misiune. Neînțelegerile dintre ei. Asta este primul lucru. Să nu credeți cineva merge în misiune sau în lucrare. Puteți să întrebați și pe frații de aici, din conducere.
sunt momente de neînțelegere. Nu speciași undă, nu. Noi, și se întâmplă. Asta este numărul unu din ce misionarii părăsesc câmpul de misiune. Neînțelegeri. Mai ales când sunt multe culturi. Români, americani, noi aveam acolo tot felul. Asta a fost. Dar asta a fost întâmplat în Macedonia, nu în Niger. În Niger am avut, dacă îmi lipsește un lucru acum enorm de mult, e comunitatea de misionari din Niger. De ce? Ne înțelegeam extraordinar, ne sprijineam extraordinar. Asta era un lucru care, oameni care nu ne-au văzut niciodată, a doua zi, când am ajuns cu organizația noastră, când eram acolo, când am ajuns, ei aveau așa planul pentru noi, pentru următoarele nu știu câte zile, ca oamenii să vină să ne aducă mâncare nouă. Noi nu făceam nimic. În fiecare dimineață cineva vinea și ne lăsa mâncare la ușă și pleca. Și la fel, când noi am fost acolo, când vineau alți misionari noi, mergeam și luam de la aeroport, îi aduceai acasă, le arătă casa, cum să fac. Ei nu știu nimic, vin din țări, trebuie să le explice orice. Și asta făceam noi. Mâncare pe următoarea săptămână, misionari între ei. Asta se face. Pe când Macedonia era total diferit. Asta a fost un moment foarte, foarte greu. Am avut un moment în Macedonia când au fost neînțelegeri, chiar neînțelegeri foarte mari și atunci pur și simplu am picat chiar într-o depresie. Am picat într-un moment care a durat o perioadă lungă. Am mers chiar și pe chestia, am înțeles-o că Dumnezeu a îngăduit-o în viața mea, m-a crescut enorm de mult, n-am putut să dorm poate luni de zile, noapte, dormeam câte 2-3 ori noaptea, eram atât de dezamăgit pentru că lucrurile nu mergeau, nu mergeau în echipă, nu venea să cred că colegii tăi te pot, ce știu, vorbi pe la spate, lucruri de genul care le știți, care se întâmplă și la noi în România. Nu-mi venea să cred că misiunii se poate întâmpla lucruri de genul ăla. Am picat într-o dezamăgire atât de mare. Luni și luni de zile, pur și simplu. Până Dumnezeu s-a îndurat de mine. Până mi-a deschis mintea și ochii să văd, să iert, să las în urmă tot, să mă descarc. Au fost momente chiar dificile, că diavolul s-a folosit de lucrul acela în relația mea cu el. Dar în toate momentele alea dificile, asta mi-era rugăciunea, zis, Doamne, nu mă las de tine. Nu mă las de tine. Și am rămas lângă Domnul, Domnul mi-a dat har și m-a scos de acolo. Vreau să vă spun, când eram, înainte de momentul ăsta dificil, eram poate la un nivel. Când am ieșit de acolo, pot să spun că Dumnezeu m-a ridicat poate 5 trepte. Doar pentru faptul că m-am încrezut în El și Dumnezeu mi-a dat har în momentul ăla. Dar vreau să vă spun lucrul acesta, nu vreau să vă spun că misiunea totul e roz, că nu-i. Că se întâmplă și lucruri de genul acesta. Dar, frați și surori, eram la început de drum. Eram tânăr, eram plecat la 23 de ani pe câmpul de misiuni, Bianca la 21. Nu eram încăpăținat, dar dezamăgirea m-a făcut să cad în prăpastie, sau nu știu cum să o numesc. Dar acum, la cum gândesc acum, aș face totul altceva, aș lăsa. Aș spune pur și simplu, e lucrarea lui Dumnezeu, nu mă interesează, pur și simplu, Doamne, e lucrarea Ta, Doamne, păzește-ți-o Tu. Atunci mi-era mai mult, Doamne, eu trebuie să fac ceva, trebuie să mă întâlnesc cu ei, să le explic, haide, n-aș mai face lucrul acesta, n-aș mai face. Aș spune fraților, dacă vreți, bine, dacă nu, nu e lucrarea mea, nu mă lupt, luați-o, faceți, e lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să dau exemplu din Scriptură pentru lucrul acesta. Era David, l-a uns Dumnezeu împărat. Și de atâtea ori, Saul, copilul lui chiar a încercat să iei. Niciodată David nu s-a luptat pentru scaunul lui. De împărat. Niciodată. El știți ce a spus? Domnul m-a pus împărat. Când Domnul mă va ține acolo, nimeni nu va putea să-mi iei viața. Când David a avut oportunitatea să ia viața lui Saul, știți ce a spus? Cum să iau eu viața unsul Domnului? Și el știa, de fapt, acum era el unsul Domnului. Și el a spus, eu nu voi face lucrul ăla niciodată. Dacă fiul meu încearcă să-mi ia viața, eu fug. Dacă Domnul mă va da mâna lui, asta. Dar el a știut că scaunul, poziția lui, nimeni nu o va putea lua niciodată. Pe câmpul de misiuni, după toată perioada aia dificilă, n-am mai avut niciodată ceva de genul ăla. Nici. Am învățat să spun, Doamne, dacă mi-ai dat și după aceea Dumnezeu mi-a dat destule. Am fost lider, am condus, am făcut, am dres.
Pentru că am învățat, e lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă va ține. Dacă îmi dă poziție scaunul ăla, știu că Dumnezeu mă va ține. Oricine se va lega de mine, Dumnezeu, nu mai este împotriva mea, împotriva Domnului. De fapt, s-a legat de șeful meu, de Domnul meu. Nu mi-a mai fost frică de atunci, nici odată. Cel mai frumos moment, au fost multe momente frumoase. Pot să spun, când am văzut oameni, când se întorc la Domnul, oameni care au lăsat lumea, pot să spun momentele când Dumnezeu a intervenit într-un mod supranatural, pot să le spun momentele alea. Mai mult aș spune momentele poate intime cu Domnul, ale mele cu Domnul, alea au fost cele mai dulci momente cu Domnul. Poate cele mai frumoase momente ale mele cu Domnul au fost când am trecut pe jos, a rămas Domnul și l-am cunoscut la alt nivel pe Domnul. La un nivel că poate dacă aș fi citit Biblia de un milion de ori, n-aș fi simțit-o la fel. Când momentele alea dificile îl simți pe Domnul, prietenul tău, apropiatul tău. Am simțit de nenumărate ori în momentele alea dificile, l-am simțit pe Domnul că vine lângă mine și parcă pune mâna pe mine așa, ca un prieten. Și spune, iubitul, sunt cu tine. Nu, da, înapoi. Am spus de nenumărate ori, am spus, Doamne, renunț. Am spus, nu știu, de câte ori am spus, Doamne, nu mai pot, renunț. Și Domnul a venit de fiecare dată. N-a fost odată Domnul să spună, îți descurajat, Betuel, îți dezamăgit de tine. Niciodată, în 10 ani, niciodată. În totdeauna, Domnul a venit înapoi după mine. A venit și mi-a zis, Betuel, te înțeleg că ți-e greu. Așa cum vă vorbesc undeva, așa îmi spunea Domnul înăuntru meu, în Duhul meu, în Duh, prin Duhul Sfânt, îmi spunea, te înțeleg că ți-e greu. Mai fă un pas. Merge înainte. Betuel, îți cunosc toată lacrima, durerea. Mă duceam și vă spuneam despre Alban, că îl culegeam pe omul ăla și numai nu se pocăia. Și nici azi nu s-a pocăit. S-a pocăit copiii lui. Și dau slavă lui Dumnezeu. În casă la el am predicat Evanghelia și noi nu știam de ce. N-am înțeles. Și copiii lui au început să cânte cântări și astăzi s-au pocăit. Și am zis, Domnului, Doamne, nu mai mă duc după omul ăsta, m-am săturat. Eram pe mașină după ce l-am luat noaptea și l-am dus acasă, după aia am zis, Doamne, m-am săturat. Și Domnul atunci în mașină spune, Betuel, am renunțat eu vreodată la tine? Am renunțat eu vreodată la tine? Și am spus, Doamne, nu. Să nu renunț niciodată. Și au fost momente din astea nenumărate când am spus, Doamne, nu mai pot, Doamne. Doamne, m-a dezamăgit ăla, Doamne aia. Vinea Domnul și își punea mâna pe lângă mine și spunea, Betuel, eu sunt cu tine. Fii credincios mie. Eu sunt prietenul tău, eu sunt tatăl tău. Tatăl meu fizic, eram acasă, ne-a părăsit sau ne-a lăsat sau nu știu cum să spun. Nu prea am simțit dragoste de tată, dar am simțit dragostea Dumnezeu de tată. Mi-a venit într-un mod atât de aproape lângă mine. A coborât la nivelul meu și mi-a spus de atâtea ori, hai înainte, ridică-te. Că și eu l-am dezamăgit pe Domnul de nenumărate ori și de fiecare dată Domnul m-a ridicat. De fiecare dată Domnul mi-a spus, înainte, nu rămâne jos, că cel neprihănit cade de, adică numărul perfect, de multe ori, dar se ridică. Își cere iertare dacă a picat nu știu cum, sau nu știu ce a făcut, merge înainte. Ai dezamăgit, da, nu, înainte. Copilul meu, Liam, cade de nenumărate ori. Țin minte când o trebuie să-l învăț să meargă. Cădea la nesfârșit. Dar mergeam și luam de mânuți. Și-o ridicam și spunea, Liam, încă un pic și vei merge. Aceeași lucru face Dumnezeu cu mine. De zeci de ani mă ține și mă ia de mânuță. Și spune, hai că poți. Domnul nu a renunțat la mine niciodată și vreau să vă spun, nu va renunța niciodată. Niciodată nu va renunța, Domnul. Dacă sunt întrebări, ei sunt musulmani, au 99% sunt musulmani.
Știți ce înseamnă musulman islam? Sau să vă spun... Ok, să vă spun câteva rânduri ce înseamnă islam. Păi, un rezumat. În anul 640, Mohamed, s-a născut un băiat într-o familie și ăsta a trăit într-o comunitate de evrei. Și omul ăsta a văzut cum se închină. El era arab. Nu i-a plăcut lui, el cred că avea și ceva probleme psihice. Și la un moment dat a început el să se ducă într-o peșteră și să aibă tot felul de vedenii, tot felul de lucruri, tot felul de descoperiri. El la început a spus că e posedat. De ce rău? Dar nevasta lui a spus, nu, ăsta e Îngerul Gavril. Puteți să citiți lucrul acesta. Și atunci el a spus, da, da. Și el a început să spună toate vedenile astea care le are. Și de fapt, era cel rău din spate care împingea toate lucrurile astea. N-a scris el Coranul, deci să nu ne înșelăm. A scris, el a murit și după ce a murit el, oamenii după el a scris Coranul. Coranul este cartea lor sfântă. Și de acolo a început, bine, războaiele și așa mai departe. S-au răspândit mult, în ziua de astăzi sunt vreo aproape 2 miliarde de oameni, probabil mai mult de 2 miliarde în ziua de astăzi, care ei cred în Iisus, dar ca profet. Ei cred că Iisus se va întoarce. Dar ce va face? În cartea lor, ei cred că Iisus va veni și vor spune că adevărata religie e Islamul. Ei asta spun în Coran. Ei în Coran mai spun că Iisus a fost răstignit, dar el, aproape când să moară, Dumnezeu l-a luat și l-a pus pe Iuda în locul lui. Vă gândiți ce interpretare și ce-o scris el acolo. Întortocheat. Și asta cred ei. Asta este religie. Pe lângă cartelor care mai iau Hadidu și alte cărți sfinte. Adică, cum trebuie să te îmbraci, cum trebuie să te pieptăni, cum toate le ai acolo. Care papuc trebuie să-l încalți? Există? Și asta fac musulmani. Eu am văzut cu ochii mei. Toate le fac. Ei nu se pieptăn oricum, ei nu se îmbracă oricum, care pantalon primul. Totul au o rutină. Totul este o rutină pentru ei. Și asta cred ei. Acolo există și războiul sfânt, adică cine nu crede în islam trebuie să fie terminat. Și dacă nu poți să-i termini, atunci să pui bani pe ei, adică să spui o taxă pentru noi. Și ca asta s-a întâmplat în trecut, când a fost cucerit Turcia, că tot ce a fost leagănul creștinismului și astăzi este o țară cu 80 de milioane de musulmani. Interesant, nu? Toate cele biserici din Apocalipsa, unde sunt? În Turcia de astăzi. Unii era Asia Mică, unii predica Pavel. Acolo era. În Turcia de astăzi. Și totuși, când au fost cucerit, ne întrebăm de ce unele țări, cum ar veni Grecia, de ce n-a fost cucerită niciodată? Pentru că a fost pus de islam un bir peste ei și i-au plătit bani în fiecare an la Imperiul Otoman și așa mai departe. Ăștia sunt ei. Și asta este și în Niger. Sunt musulmani. Moschei la noi sunt peste tot. Adică casele lor de rugăciune. Noi unde locuiam, aveam vreo 3. Dimineața la ora 5 ei cântă și spună Allahu Akbar, adică Allah este mare și așa mai departe. Toate lucrurile alea. Și în fiecare zi, de 5 ori pe zi. De asta în islam sunt și mulți care cerșesc. De ce? Pentru că una din legile, ei au 5 legi. Să postești, să te rogi, să dăruiești, să mergi la moschei și să mergi odată în viață, să te închini la Mecca, la orașul lor sfânt, în Arabia Saudită. Și... ei au una să dai, să dăruiești. Și de aia sunt atât de mulți musulmani, chiar veniți și în Europa la noi, și cerșesc. Pentru că în legea lor este că lumea trebuie să-i dea, să le dea. Și atunci vinerea la noi în Niger, e ziua lor în care ei merg la moschee, peste tot e plin de lume care cerșește. Peste tot. Pentru că ei sunt obligați să dea, prin lege. Legea sfântă a lor. Cum o numesc ei. Și de aia pentru ei nu este, în Niger nu este o rușine să cerșești. Absolut deloc. Dar chiar cum vă spunea și ei, chiar dacă e o țară cu 99% musulmani, chiar dacă guvernul ăsta e o țară atât de deschisă și poți să mergi și să propovăduiești Evanghelia, îți dă libertate. Nici la noi în România nu mai ai atâta libertate cât ai în Niger. Acum în România, când vrei să faci o evanghelizare afară, ai atâtea nevoie de hârtii, de la primărie, de la nu știu ce și nu știu cum.
În Niger, mergi și spui ce vrei să faci, du-te și fă. Mai ales când știe că vrei să ajuți, când vrei să binecuvintezi, vrei să faci școli, grădiniți, ce știu ce, să faci evanghelizare. Du-te și fă. E un mare, mare har. Mare har. Numai o întrebare, dar ei cine se ocupă? Adică în familie se învăță alte principii? Absolut. Prea puțin moschia sau școlile? De fapt, e învățătura așa, Pimbiu Graice, să nicum e... Pimbiu Graice cel mai mult. Atât lucrează. Dar... Dacă sunt analfabeți, funcționează aici. Exact, exact. Ei au și ei misionari. Sunt misionari musulmani în România. La noi aici sunt. Să vă dau un exemplu. Eram în Macedonia. Au venit niște frați păstori din Arad la noi să ne viziteze. Și au zis, bă, vrem să zici noi o moschee, o casă de-a lor de închinare. Și am mers acolo și frații noștri... români, poze, nu știu ce. Și era momentul exact când se rugau ei. Și nu le-au convenit la musulmani și repede după noi. Și când am ieșit și noi afară, repede la noi. Ne-au zis că vorbim românește și dintr-o dată vorbeau românește cu noi. Ne-o parcă pur și simplu m-au lovit dintr-o dată. Wow! Și am început să, dar de unde ești? Ești din Turcia. Din Turcia, în Macedonia. Păi da, am fost misionar trimis în România la voi. Și acum sunt în Macedonia. Ei au misionari. Și au la noi acolo peste tot. Dar vreau să vă spun, sigur că islamul este susținut de stat. Țările musulmane, ele nu sunt ca la noi. Biserica este dispărțită de guvern, de stat. Este două chestii separate. Așa e în Europa. La ei nu, însă împreună. Și atunci misionarii ăștia musulmani, ei susținuți de guvern. Ce înseamnă lucrul acesta? Ei au bani cât vor. Ei spun, construim acolo moschei. Bun, cât ai nevoie? 2 milioane de euro. Uite aici. La noi, în Macedonia, în timp de 15 ani, s-au construit probabil câteva mii de moschei în Macedonia. În Niger, peste tot. Ei spun, ok, construim anul ăsta nu știu câte moschei. Mii, da. Guvernul Arabia Saudită, Qatar, Turcia, milioane, milioane le dă bani. Și misionarii ăștia au bani cât vor ei, fără limită. Trăiesc într-un mod. Au făcut școală de islam la noi în Niger, acolo. Ei n-au școli nici să învețe să scrie și să citească, dar le-au făcut facultate de teologie islamică. Și același lucru, la noi în Macedonia, aveam un tânăr, chiar asta știu foarte bine istoria, prieten de-al meu, albanez. Au venit turcii la noi în Macedonia, au deschis o facultate de medicină și au spus așa, de obicei, facultățile de medicină, oriunde sunt scumpe. Dacă n-ai intrat cu un scor bun, trebuie să-ți plătești. Și atunci au deschis facultatea asta și au spus așa, 100 de euro pe an. Să fim serioși. Dar lista după aia era lungă. Trebuia să-ți lași barbă mare, trebuia să mergi la moschee în fiecare zi, trebuia să înveți Coranul, trebuia să înveți să citești în limba arabă, trebuia să convertești pe alții. Avea un prieten bun, venea la noi, în casă la mine a fost, i-am predicat Evanghelia. O plâns, frați și surori. O mers la facultatea asta. O s-a întors după 6 luni. El, până atunci, dădea cu mâna cu mine, cu Bianca, stătea de vorbă. Prietenul meu, nu permiteam orice. S-a întors înapoi, numai cu mine o dat mâna, cu Bianca nici nu mai vedea. Pentru că devenim musulman radical. Și el a spus, eu nu mai am voie. Nu mai am voie să mă uit la fete. Și el numai așa. Vorbeam cu alții din grup, acolo era mai mult, și ăia îmi spuneau despre islam, și repede le-a spus, voi nu știți, eu știu. Și le-a închis gura, pentru că el acum merge la școala islamică. Și el știa. Și ăștia când au auzit, bă, ăsta știe. Una, două, liniște. Au foarte mulți misionari. Deci îi susțin în moduri incredibile, incredibile. Dar astea, lucrurile astea nu trebuie să ne sperie pe noi, pentru că de multe ori Domnul face de unde nu este, face să fie. Am văzut lucrul acesta de nenumărate ori. Am făcut acum un proiect, colegii de-ai noștri, în Niger, de susținere, vreo 6-10 sate în pandemie și ne trebuia aproape 100.000 de dolari. Auziți bine, 100.000 de dolari. Și au trimis
la o biserică în Statele Unite și biserica asta a spus, ok, noi începem să promovăm. Și toți banii ei ne trimiteau nouă, la noi, la români, pentru că noi în România avem taxe mici de bancă și așa mai departe, când Statele Unite e undeva la 24%, în România e undeva la 7%, în fine. Și atunci au început frații să susțină și Dumnezeu a făcut să curgă. Sate întregi au fost hrănite. Dar nu doar atât. Nu doar atât. Evanghelizare. Distribuire de literatură celor care știu. Distribuire de sticuri mici de băgat în telefon pentru care avem Biblia audio în limba lor. Și atunci distribuim toate lucrurile acestea. Și oamenii ascultă Evanghelia și mulți se botează și se întorc la Domnul. Dumnezeu face minuni, face din lucruri unde noi nu știm, ne trebuie sume, nu știu de care, dacă e voia lui Dumnezeu, Dumnezeu face să fie, că e lucrarea Lui. Amin. Domnul să-L binecuvânteze pe fratele Bătuiel, ne rugăm pentru el, Dumnezeu să-L întărească în continuare.